Bună seara, sunt Bogdan Stănescu. Muzică, poezie, expoziții, ritmuri, arome, film și teatru, toate acestea își găsesc locul în ediția de astăzi. Cu dirijorul Gabriel Bebeșelea vorbim despre o seară spaniolă alături de Orchestra Națională Radio. Corina Izabela Juncu ne dezvăluie din tainele parfumeriei. Regizorul Marcel Țop ne vorbește despre teatru și mai vechi și mai nou. Nu lipsesc evenimentele și personalitățile care au marcat data de azi. Toate acestea, dar nu numai, în următoarele 50 de minute, începe Jurnalul Cultural. La Ateneul Român a avut loc un concert, spectacol cu totul special. Evenimentul numit Carnaval a marcat finalul ediției cu numărul 7 a Festivalului Hoinar, al cărui fondator și director artistic este pianistul Florian Mitrea. Publicul s-a delectat cu muzica minunată scrisă de doi dintre cei mai importanți compozitori romantici, Johannes Brahms și Camille Saint-Saëns. Invitata specială a serii a fost actrița Alexandrina Halic. Cea de-a șaptea ediție Hoinar Festival a adus la București 4 spectacole incursiune, susținute de 15 artiști de talie mondială pe scenele Teatrului Act și Ateneului Român din capitală. La Ateneul Român, la Sala Mare, avem seara de închidere a festivalului Hoinar Carnaval 2024 cu concertul care a dat și titlul ediției, concertul Carnaval, în care îi sărbătorim pe doi mari compozitori aflați la polii opuși ai vieții lor, Johannes Brahms și Camille Saint-Saëns. Încheiem cumva simetric festivalul, pentru că așa am și început cu primul spectacol despre Clov, unde am legat prin acest personaj enigmatic copilăria cu maturitatea. Hoinar Carnaval 2024 a continuat misiunea pe care festivalul a promis-o publicului încă din anul 2016, aceea de a pune muzica clasică într-o lumină nouă, de a o așeza într-un mod concret în mijlocul societății și de a crea noi legături între viața culturală și cea cotidiană. Pentru că întregul festival a fost neobișnuit, se spunea, am avut un recital de cântec neobișnuit, un recital de pian neobișnuit și acesta este un recital cameral neobișnuit, pentru că ne bucurăm de participarea unei actrițe cu noi pe scena Ateneului. De fapt, tot întregul scop a festivalului a fost să facem muzica clasică accesibilă și cuvântul rostit, jocul actorului, este unealta de care ne-am folosit foarte mult în toate evenimentele și o avem alături de noi pe scenă pe legendara Alexandrina Halic, care a intrat în casele noastre ale tuturor prin teatrul radiofonic și care a fost văzută de atâtea generații de copii pe scena teatrului Ion Creangă. Acest demers generos, care e festivalul Hoinar, a ajuns, iată, la a șaptea ediție. Spectacolul de astă seară sper să meargă la sufletul spectatorilor, ascultătorilor, într-un loc binecuvântat, un loc care impune și care e Ateneul Român. Mi se pare un spectacol interesant în care muzica se îmbină cu poezia, partea de poezie ar trebui să o duc eu la bun sfârșit și vă mărturisesc sincer că am emoții. De la clasic la modern și teatru muzical, pianul în toate ipostazele sale a surprins publicul. Concertul din seara aceasta este concertul de închidere al Festivalului Hoinar 2024. Aduce pe scenă 11 artiști de talie internațională și are în centru două lucrări majore ale muzicii clasice, sonata în mi minor pentru violoncel și pian de Johannes Brahms și sonata în fa minor, tot de Johannes Brahms, pentru clarinet și pian, urmând ca după pauză focusul să cadă asupra lui Camille Saint-Saëns, concertul încheiindu-se cu Carnavalul Animalelor. Este o mare bucurie să revin pe scena Ateneului, de data aceasta în compania unor prieteni dragi și îmi doresc cu această cale să-i felicit atât pe Daria Tudor cât și pe Florian Mitrea pentru inițiativa și puterea de concentrare și de organizarea unui minunat festival ce împletește așa de frumos muzica și cu arta teatrală. Fondat în 2016 de pianistul de origine română Florian Mitrea și organizat de Fundația Centrul Român de Muzică, Festivalul Hoinar prezintă o parte educativă, dar și una spectaculoasă, festivalieră, compusă din concerte, recitaluri și spectacole unice în România.
Festivalul Internațional Shakespeare, organizat la Craiova, și-a deschis în această seară porțile și aduce o ediție cu peste 300 de evenimente desfășurate în interior și în aer liber, în spații convenționale, dar și în spații total inedite. Este cea de-a 14-a ediție a evenimentului, care marchează și 30 de ani de la debutul său. Așa cum ne-a obișnuit, festivalul aduce la Craiova nume dintre cele mai importante din lumea creatorilor internaționali de teatru și de spectacole, precum și trupe faimoase. Festivalul Internațional Shakespeare durează 11 zile și se desfășoară în perioada 16-26 mai. Ce se întâmplă acum la Craiova, dar și care sunt cele mai importante momente ale festivalului, aflăm de la colega noastră, Oana Danciu. Bună seara, Oana! Mulțumim pentru această transmisiune, așteptăm de la tine toate detaliile. Bună seara, Bogdan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Oficial s-a deschis ediția cu numărul 14 a Festivalului Shakespeare, chiar în acest moment. În fața Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova concertează trupa The Tigers Lilies, o trupă recunoscută la nivel internațional și care are foarte mulți fani. În acest fel se deschide seria evenimentelor în aer liber, evenimente ce vor transforma orașul într-o imensă scenă la care publicul este invitat să participe activ. Trebuie să vă spun faptul că în urmă cu puțin timp s-a încheiat și spectacolul Furtuna, susținut de actorii Teatrului Național Ivan Vazov din Bulgaria, iar regia a fost semnată de nimeni altul decât Robert Wilson, celebrul regizor. Trebuie să știți că de la ora 22 continuă seria de evenimente, un alt concert, de data aceasta Woods of Birman, vor concerta la hipodromul din teatrul din Parcul Național Parcul Romanescu din Craiova, acolo unde a fost organizat satul Shakespeare. Concertul se numește Macbeth în concert. Sunt câteva spectacole pe care nu trebuie să le ratați la această ediție a Festivalului Shakespeare și vorbim de piesele semnate de regizorii Robert Lepage, de Peter Brook sau de Declan Donnellan. Mai trebuie să știți și faptul că pentru această ediție organizatorii au gândit o serie de experiențe alternative prin care vor fi puse în scenă piesele lui Shakespeare. A fost amenajat un sat englezesc din epoca elisabetană, dar vă invită cei de la Teatrul Național Marin Sorescu și într-o incursiune, într-o experiență imersivă realizată cu ajutorul realității virtuale și a inteligenței artificiale. Sunt câteva dintre atracțiile inedite ale acestei ediții cu numărul 14 a Festivalului Shakespeare. Așadar, vă așteptăm la Craiova, care timp de 11 zile este din nou capitala mondială a teatrului. Mulțumim foarte mult, Oana. Te-aș mai întreba un lucru. Văd multă lume în spatele tău. Spune-mi, care e atmosfera așa pentru prima zi și ce se anunță? Ce zice lumea? Ce zice publicul? Programul e foarte încărcat și sunt convins că atmosfera va fi din ce în ce mai încărcată de frumos și de teatru de bună calitate. Oamenii sunt încântați, sunt pregătiți pentru tot ceea ce le oferă acest festival, mai ales că s-a făcut și foarte multă publicitate, a existat și o caravană a Festivalului Shakespeare, a mers în mai multe orașe din țară și a fost chiar și în Vidin, în Bulgaria. Așa că oamenii, iubitorii de teatru și nu numai, sunt nerăbdători să vadă ce le oferă această ediție cu numărul 14, mai ales că este una specială, având în vedere că în urmă cu 30 de ani, Festivalul Shakespeare și-a deschis pentru prima dată porțile aici la Craiova. Este o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă pe care am dorit să o avem mereu în orice oraș din țară, așa că vă invit la Craiova, aveți timp să ajungeți pentru că sunt spectacole extraordinare puse în o scenă de regizor de talie internațională și sunt aici aduși actori de la teatre din întreaga lume. Unii dintre ei așteaptă cu nerăbdare
timp de 2 ani să revină la Craiova, pentru că, așa cum vă spuneam, aici se întâmplă lucruri extraordinare, lucruri inedite, iar organizatorii ne promit că această ediție va fi una cu adevărat specială, în care publicul este invitat să facă parte din fenomenul deja al Festivalului Shakespeare. Mulțumim foarte mult și sunt convins că vom mai intra în legături directe pentru a afla ce se mai întâmplă la Craiova, la Festivalul Shakespeare. Iar noi continuăm acum jurnalul. Ritm, pasiune iberică, atmosferă hispanică. Mâine, de la ora 19, Orchestra Națională Radio ne propune o seară spaniolă. Invitată specială la sala radio va fi violonista Leticia Moreno, care cântă alături de cele mai mari orchestre ale lumii pe o vioară de colecție Galliano. Evenimentul se va derula sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea, dirijor principal al Filarmonicii George Enescu, director artistic al ansamblului și al festivalului Muzica Ricercata. A venit în studioul jurnalului pentru a vorbi despre concertul de mâine seară, dar și despre cercetarea muzicală. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Haideți să intrăm direct în subiect, să vorbim puțin despre concertul de mâine seară. Ce vor asculta cei prezenți la sala radio? În primul rând, mă bucur foarte mult că Leticia Moreno revine în București pentru a doua oară. Este una din cele mai renumite violoniste de origine spaniolă și, bineînțeles, pentru prima dată la București va interpreta Sinfonia Spaniolă de Eduard Lalo, una din cele mai întregite pagini violonistice, după cum ați spus, cu multă pasiune și cu mult temperament iberic, iar în partea a doua a concertului o să fie suitele din baletul Tricornul de Manuel de Falla, unul din cele mai de succes balete inspirate din muzica spaniolă și care se datorează marelui impresar care a generat cele mai mari capodopere baletistice, să le spunem, ale începutului de secol, Serghei Diaghilev, care l-a și comandat. Ați mai lucrat cu Leticia Moreno sau e prima colaborare? Mă bucur că suntem pentru a cincea oară împreună pe scenă, așa că ne cunoaștem destul, a cincea sau a șasea, dacă nu mă înșel, așa că de fiecare dată alături de ea sunt sigur că publicul o să resimtă conexiunea pe care ea o realizează în primul rând cu muzicienii de pe scenă și apoi cu muzica pe care o interpretează. Încă o dată, de la ora 19 la sala radio, acest spectacol, o seară spaniolă, pentru care vă mulțumim foarte mult de acum, pentru că sunt convins că lumea... Mai sunt bilete? Apropo, știți ceva despre asta? Nu știu, dar ce știu e că cei care o să fie prezenți în sala radio nu o să regrete, pentru că e o muzică destul de rar cântată, din păcate, dar extrem de dificilă și, deopotrivă, extrem de plină de energie. Oare, ca de obicei, spectacolul, concertul va fi transmis și la radio? Da, absolut, este așa transmis e important direct. Să le spunem... Da. Și ascultătorilor că pot, se pot bucura de acest spectacol. Haideți să mergem puțin acum. Știu că una dintre pasiunile dumneavoastră, cum să-i spun, sunteți dedicat cercetării și sunteți dedicat redescoperirii muzicii. Poate tocmai de aceea a luat ființă, ați fondat acest ansamblu care se numește Muzica Ricercata. Povestiți-mi un pic despre proiectul ăsta, cum a venit el pe lume. În primul rând a venit, după cum ați și spus, din pasiunea mea cea mai mare pentru a căuta. Nu-mi place să mă autointitulez ca fiind cercetător, pentru că nu sunt muzicolog, sunt doar un dirijor extrem de curios. Așa. Nimic mai mult. Dar această curiozitate m-a împins și mi-a dat energie, mi-a dat combustibil să caut fel de fel de lucrări și bineînțeles că am format acest... proiect foarte special și foarte drag mie, care pornește de fapt de la un omagiu pe care am vrut să-l aduc lui Gheorghe Ligeti. Acesta s-a născut la Târnăveni, foarte aproape de locul în care eu m-am născut, la Sibiu, și este unul din cei mai mari compozitori care au trăit vreodată. Din păcate, este prea puțin promovat în România și atunci Muzica Ricercata, care este de fapt titlul unei piese compuse de Ligeti, care înseamnă totodată muzică cercetată, este un fel de omagiu pe care am dorit să-l aduc acestui mare compozitor, pentru că el, în această lucrare pentru pian, a dorit să se uite dinspre secolul 20, înspre muzica trecutului. Eu am dorit, prin tehnologiile secolului 21, să ajungem, să cercetăm și să vedem și să descoperim lucruri care au fost uitate, neglijate sau mai puțin interpretate. Acest ansamblu, Muzica Ricercata, este format din muzicieni internaționali, nu? Cât sunt ei și cum i-ați
găsit, cum i-ați ales, cum i-ați adus, cum funcționați așa la distanță? Depinde de la proiect la proiect. Așa. Depinde dacă interpretăm muzică barocă, dacă interpretăm muzică clasică, interpretăm pe instrumente de epocă. Da, este o dinamică perpetuă în acest ansamblu și depinde formula de repertoriul pe care îl interpretăm, încadrându-se în ceea ce se numește muzică istoric informată. Totodată facem și muzică nouă, pentru că, după cum spuneam, este un omagiu adus lui Gheorghe Ligeti. Am interpretat și multă muzică de Ligeti, dar în același timp am făcut muzică baroc pe instrumente de epocă, muzică clasică, cu ocazia festivalului George Enescu, căruia îi sunt foarte recunoscător, am făcut chiar una din cele mai apropiate de sufletul meu descoperiri, opera care se numește La Foresta de Armanstadt, o opera care acțiune se petrece la Sibiu și e compusă în 1812 de unul din mentorii lui Rossini. Deci depinde foarte mult de ceea ce interpretăm și ce ne dorim să transmitem publicului. Haideți să vorbim puțin despre ceea ce se numește concertul concept. Spuneați că în secolul 21 nu ajunge să facem doar concerte bune. Ce este concertul concept și ce-i mai trebuie unui concert în secolul 21 pentru a fi special și mai bun, mai atrăgător pentru publicul de azi? Cum e? Această filozofie pornește de la ideea următoare. Noi, ca muzicieni, trebuie să fim în primul rând responsabili față de muzica pe care o realizăm, dar totodată, în egală măsură și față de publicul spectator. Așadar, noi, ca să ne atingem misiunea în această seară de concert, trebuie să reușim să creăm un sanctuar pentru public. În așa fel încât persoana care a venit la concertul pe care noi îl interpretăm să lase problemele cotidiene la ușă. Acesta ar fi idealul. Dar eu cred că trebuie să mergem mai departe decât atât. Cred că trebuie să creăm povești, să oferim un fir roșu care să lege toate lucrările interpretate în acea seară, să existe o istorie care să conecteze toate punctele geografice prin care trecem sonor în acel eveniment. Așadar, nu întâmplător am spus că doar concerte bune. Aceasta este o condiție sine qua non. Trebuie să facem concerte cât se poate de bune, dar cum e și seara de mâine, această seară spaniolă, are un fir roșu, are o poveste în spate, sunt conexiuni, sunt interdependențe între cele două lucrări care se potențiază reciproc pe parcursul întregii seri. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un concert bun? Când, după concert, declarați, dom'le, concertul de azi a fost unul bun? E foarte greu. În primul rând... Depinde doar de public? Nu, depinde de energia de pe scenă, în primul Așa. Rând. Și de ceea ce se transmite înspre public. Și cred că cel mai mare succes pe care un muzician poate să-l aibă nu sunt aplauzele de la final, este liniștea pe care o resimte de la publicul care abia respiră în timp ce interpretează muzica respectivă. Pot să vă mărturisesc foarte sincer că cele mai înălțătoare momente pentru mine după un concert au fost acelea în care publicul nu a început să aplaude în secunda în care s-a încheiat muzica, ci a trăit și liniștea de după. Și acel lucru mi-a transmis faptul că muzica a fost în interiorul fiecărui spectator, care nu a îndrăznit să miște nici după finalul muzicii. Așadar, cred tot mai mult că liniștea din timpul concertului este cel mai mare succes pe care un muzician poate să-l aibă. Mai avem un minut și jumătate din discuția noastră și aș vrea cumva să mergem spre zona asta atât de discutată în ultima vreme. Cum facem să aducem un număr cât mai mare de tineri în sala de concert? Dumneavoastră aveți o formulă, poate această poveste în care îmbrăcați concertele ar putea fi o rețetă? Eu tocmai de aceea cred că aceasta este soluția, conceptualizarea și povestirea concertelor. În plus, la Filarmonica George Enescu, de exemplu, de multe ori, la începutul concertului, vorbeam cu publicul câteva minute pentru a povesti ceea ce urmează să se întâmple pe scenă din punct de vedere ideatic, pentru că întotdeauna erau niște fire țesute, după cum spuneam, între lucrările interpretate. Cred că aceasta este soluția de a atrage publicul și de a arăta cât de frumoasă este, de fapt, muzica, pentru că dacă o ținem într-o cutie închisă și noi nu ne apropiem
cu pași rapizi înspre publicul nostru, o să-l pierdem. Cutia respectivă. Exact. De aceea eu cred foarte mult că noi trebuie să facem pași. Noi, muzicienii, trebuie să ne îndreptăm înspre public, nu să așteptăm să vină publicul înspre noi. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc succes mâine seară și trebuie să-mi promiteți că reveniți la Jurnalul Cultural să vorbim despre proiecte, despre lucrul dumneavoastră și despre locurile în care mai cântați, în țară, în străinătate. Cu mult drag. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Decor duhovnicesc în lumina învierii, așa se numește expoziția deschisă la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din Capitală. Exponatele sunt lucrări ale studenților și masteranzilor specializării artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității București. Pe simezele din spațiul expozițional deschis în cantonul de drum de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, expun studenții și masteranzii de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, specializarea artă sacră, din cadrul Universității din București. Vernisajul a avut loc cu participarea cenaclului Sfântul Simeon, noul teolog. Această expoziție are un aspect inedit. Îl numesc inedit întrucât secția de artă sacră a facultății expune artă monumentală. Arta monumentală este o artă care este aplicată mai mult pe perete. La asta se referă. Iar noi, cu studenții pe care îi avem, am putut să aducem arta monumentală la lucrări portabile pentru a putea fi vizionate nu numai în spațiu fix, ci și în spațiu mobil. Sunt aproape 90 de exponate cu diferite tehnici de reprezentare, adică tehnica mozaicului, tehnica freșei, tehnica picturii a seco, tehnica zgrafitoului, tehnica icoanei pe sticlă. Iată câteva tehnici monumentale studenții noștri prezintă într-un stil virtuos această expoziție. Sunt exerciții ale studenților, adică pot să fie schițe sau studii sau lucrări împlinite chiar, pe care le fac în timpul practicii de instruire pe care o am în școală. Această copaie a fost cumpărată din târgurile țărănești și decorată într-o idee care caută să exprime dincolo de realitatea naturală, trimite către transcendent. Este un soi de aducere aminte a copilăriei mele, a tuturor copiilor de pe vremea mea, este o vreme de mult, care au crescut în această copaie, copaie care era folosită și la plămădirea pâinii. Iată că acum devine obiect de artă. Este un ansamblu de pictură pe sticlă, care este frumos organizat și creează o atmosferă și un ambient care se pretează foarte bine Muzeului Satului. Este bine cunoscută legătura dintre arte și religie, întrucât atât religia cât și arta trimit sufletul omenesc din realitatea vie pe care o trăiește în lumescul actual, către lucrurile transcendente, deci dincolo de realitatea vie în care trăim. Expoziția Decor duhovnicesc în lumina învierii, deschisă la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, poate fi vizitată până pe data de 19 mai 2024. A fost alături de evoluția umanității, a însoțit-o permanent, mai discret sau, din contră, din abundență. Are cam 3, ba chiar 4.000 de ani de istorie după ultimele descoperiri. Romanii spuneau perfumus, prin fum, referindu-se la caracterul său iluzoriu, volatil. Francezii, cum altfel, i-au făcut o breaslă. Celebrii Maître Gontier Parfumeur ai secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Parfumul, căci despre el e vorba, este și azi nedefinit. Am invitat-o alături de noi la Jurnal pe Corina Izabela Juncu, cea care de câțiva ani buni cultivă în țara noastră parfumeria. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit să vorbim despre arome, despre parfumuri, despre mesajele transmise de parfumuri, despre această comunicare non-verbală pe care ne-o facilitează. Dar pentru început aș vrea să facem așa, să vorbim puțin despre parfumeria mainstream versus parfumeria artizanală. Sunt poate unii dintre telespectatorii noștri care se întreabă, parfumeria artizanală e același lucru cu parfumeria de nișă? Lămurește-ne tu! Este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, apetitul românilor este din ce în ce mai ridicat. În fiecare an, târgurile de specialitate prezintă noutățile, moleculele, ingredientele, care de care mai noi. Această parfumerie artizanală, de fapt, are o procedură puțin mai simplificată decât parfumeria de nișă. Și spun asta deoarece parfumeria de nișă, prin definiție, reprezintă o cultivare a ingredientelor mult mai răspândită în comparație cu parfumeria artizanală, unde acolo discutăm clar de un monoparfumer sau o casă care are un singur loc de distribuție, da? În ceea ce privește parfumeria de nișă, discutăm de multe ori de un artist, de un concept, de o distribuție mai largă pe 5 continente. Discutăm totuși de inovație, de un proces artistic. Nu sunt atât de multe restricții. Acum, bineînțeles, casele mari pe care le cunoști și tu au depășit această graniță și au reușit să construiască cu brio case de parfumuri care poartă alte denumiri, deși sunt de la aceeași designer pe care știi și tu. Sunt case care vorbesc despre vechimea sau datinile în care se realizau aceste parfumuri ale celebrilor designeri. Parfumeria de nișă înseamnă mai puține flacoane, un număr mai mare de ingrediente, un parfum care se modifică odată cu trecerea orelor, contează mai mult, nu știu, cel care îl poartă, influențăm noi un parfum cu pielea noastră? Sunt tot felul de mituri, cât trebuie să dureze un parfum pe piele? Longevitatea unui parfum ar trebui să nu depășească 8 ore. Desigur, acum cele mai noi tehnice de siaj și recrearea longevității promit o persistență de până la 14 ore, 15 ore, pentru că anumite popoare, așa cum știi și tu, solicită o persistență îndelungată sau sunt în căutarea unor ingrediente precum lemnul de agar, precum uleiul esențial de lemn de santal de Australia, vorbim de tămâie, incens, toate aceste ingrediente incisive care au ajuns și la inima românilor fac un deliciu atunci când alegem o compoziție. Însă cred că aceste mituri au fost ușor dezbătute de noi în demersurile pe care le-am prezentat atât public și în acțiunile pe care le întreprindem, încercând să inserăm de fiecare dată parfumul în artele și în activitățile culturale. Hai să le spunem prietenilor noștri de acasă, care se uită acum cu siguranță extrem de interesați la noi. Dacă, nu știu, trebuie să ai anumite cunoștințe, trebuie să ai o anumită educație în domeniu pentru a-ți putea alege un parfum? Bineînțeles, această meserie, așa cum știi și tu, văd că tu ești cunoscător și mă bucur că am avut un schimb și de replici. Și mă bucur foarte tare că vorbim despre asta, pentru că, da, chiar sunt pasionat, e mult spus, dar așa, cât de cât. Desigur că da, voi susține mereu producătorii locali, tot ceea ce înseamnă parfumerie artistică realizată pe teritoriul României, însă cred că românii au nevoie în permanență de informații, de cultură. La fel cum discutăm despre un curs de somelier, cred că în România ar trebui să existe un astfel de curs de somelier de parfumerie, un fel de consultant, da? Să nu fiu singura care face acest demers de a-l insera în diverse școli, precum o curiculă externă sau o curiculă auxiliară. Cred că putem să dăm de la noi și putem să învățăm o generație nouă
România întotdeauna a avut artiști. Dacă ne gândim puțin la scriitorii celebri, la cei care au pus bazele, ducându-ne până chiar și în literatură, la Junimea, au fost o mână de oameni care au schimbat destinul României și cred că unindu-ne descoperim de fapt care este interesul spre această industrie. Parfumul deja se regăsește în listele de preț și în listele bugetate pentru managementul hotelier. Există acel management olfactiv, mărcile, brandurile, etichetele au început să aibă un olfactive label. Deci eu nu cred că nu ar putea și România să fie în top 10 țări producătoare sau măcar să aibă o școală cu cursuri de formare a parfumierilor. Cred că este visul multor români. Și așa cum tu probabil o cunoști pe una dintre ele, este păcat să ne referim doar la 2-3 nume atunci când vorbim despre parfumerie românească. Dacă ne gândim puțin pe teritoriul României, istoria parfumurilor dăinuie, la fel cum ai spus și tu, s-au descoperit sticluțe pe teritoriul României extrem de vechi, în regiunea Transilvaniei și mai exact în Secuime. Există un muzeu al farmaciei în municipiul Cluj-Napoca care deține aceste mici sticluțe pomezi, cum se numeau pe vremuri. Deci avem, cred că, toate datele necesare. Exact. Hai să vorbim puțin despre, nu știu, cum ar trebui să ne alegem un parfum în funcție de ce, dacă există, eu știu, niște reguli care trebuie respectate. Și e foarte important să-mi spui, putem să păcălim în privința noastră atunci când ne alegem voit sau nu un parfum care nu ne caracterizează, să zicem, nu ne vine bine, nu ne reprezintă. Cred că așa cum ai păcălit tu pe mine astăzi, pentru că așa, eu l-am simțit pe Bogdan de pe coridor și nu am identificat, nici nu eram atât de aproape încât să simt siajul parfumului, însă am simțit ceva. Aceste ingrediente puternice într-o anumită compoziție, ele se manifestă pe pH-ul nostru. Atunci când alegem un parfum, sigur ar trebui să respectăm o regulă simplă, de regula celor 3C, când, ce și cum. Când, mă refer la anotimp, este foarte important să ne gândim că dacă temperatura externă depășește 20 de grade, parfumul va deveni mai alcalin, mai incisiv, mai puternic. În momentul în care îl aplicăm pe piele, iar noi avem un fenotip puternic, o pilozitate excesivă, acesta va deveni și mai pregnant. Deci e important să ne gândim, dacă mergem la sală, să alegem un parfum puțin mai ușor, cu note citrice sau cu note marine, dacă mergem la operă, ar trebui să ne gândim și la ceilalți totuși, pentru că stăm într-un spațiu închis, urmărim o piesă de teatru, un spectacol, nu ar trebui să epatăm. Trebuie să ne putem concentra. Exact. Așa. Nu ar trebui să epatăm olfactiv. Deci aceste mici reguli, un mic manual al utilizatorilor de parfum, cred că putem să-l stabilim cu toți împreună. Cu toți împreună. Mai avem un minut și, apropo de întrebarea de mai devreme, putem să păcălim în privința personalității noastre dacă folosim un parfum care nu ne reprezintă? Da, aici nu m-ai păcălit, cred că ești o persoană curioasă și curiozitatea este un semn de inteligență ridicată. Cred că parfumul ne ajută să ne metamorfozăm. Purtând un parfum mai poetic, unul, să spun, mai melancolic, putem să transmitem diferit, inclusiv păreri atunci când nu ne cunoaștem. 30 de secunde, colegii mei din regie mă întreabă, e un subiect care se dezbate acolo, cum facem să ne dăm seama că un parfum este un fake, că nu este varianta lui originală? În primul rând, sursa de unde achiziționăm parfumul, data de expirare, care acum a devenit 3-4 cifre, se găsește pe fiecare produs. Rugați doamna de la casă să verifice conform codului. Bineînțeles, modul în care este ambalat, dacă prezintă uzură, deteriorare sau dacă ambalajul a fost alterat. Mulțumesc foarte mult și promitem că mai vin jurnal și continuăm discuția despre parfum. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Aflăm acum ce personalități, ce evenimente au marcat data de astăzi. Pe 16 mai 1905 s-a născut actorul american de film Henry Fonda, tatăl celebrilor Peter și Jane Fonda. A debutat în 1935 în comedia The Farmer Takes a Wife, regizată de Victor Fleming. Cariera interbelică a actorului american a cuprins peste 25 de filme. S-a înrolat în Marina Statelor Unite spunând: "Nu vreau să fiu într-un război fals, într-un studio."
Anii 1950 au adus lui Henry Fonda cele mai cunoscute roluri, inclusiv în producțiile Război și Pace și 12 oameni furioși, debutul regizorului Sidney Lumet. Pe 16 mai s-a născut Titus Popovici, corifeul cinematografiei din perioada predecembristă. De departe, principalul scenarist de film al epocii, Titus Popovici a reprimat în el un bun scriitor. Istoricul literar Paul Cernat remarca în deschiderea unei mini-biografii dedicate lui Titus Popovici, citez: "Mandarin versatil era capabil să scrie nu neapărat în același timp narațiuni pe linie și ca un Procopius din Cezarea, romane anticomuniste desertar." Pe 16 mai 1933 s-a născut la București regizorul și scenaristul Andrei Blaier. A semnat scenariile mai multor producții cinematografice pe care le-a și regizat. Diminețile unui băiat cu minte, ilustrate cu flori de câmp, Prin cenușa imperiului sau Divorț din dragoste. Într-un interviu spunea despre munca lui: "Fiecare film pe care îl încep este un proces care mi se intentează. În acest proces am nevoie de avocați și de apărători. Ei, apărătorii mei, sunt actorii." Și tot pe 16 mai, dar în 1966, Bob Dylan lansa albumul Blonde on Blonde. Se spune că e primul mare dublu album din muzica rock. Pentru acesta, Dylan a continuat stilul abordat pe Highway 61 Revisited, materialul reprezentând totodată și sfârșitul unei ere. După ce a fost implicat într-un accident de motocicletă, Bob Dylan și-a schimbat abordarea muzicală. Despre regizorul Marcel Țop, criticul de teatru Monica Andronescu spune că îl interesează să stârnească în oameni reacții sincere și puternice și să se provoace pe sine. A montat peste 40 de spectacole în capitală, în țară, dar și la Atena, în Grecia, Amadeus, Hamlet, Visul unei nopți de vară sau numeroase texte contemporane. Anul trecut a avut un turneu în America de Sud alături de studenții săi de la Universitatea din Atena, unde este doctorand și profesor. L-am invitat pe regizorul Marcel Țop să ne vorbească despre teatru, și mai vechi și mai nou. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, mai ales că ar trebui să vă spun bine ați revenit la TVR Cultural. Bine v-am regăsit! Pentru că în anul 2010... Da. Ce se întâmpla aici? Se monta? În 2010 se monta un spectacol de teatru, după o adaptare după o piesă scrisă de Morris Panic, Vigil se cheamă titlul original. Titlul românesc a fost Mătușica, având în distribuție doi mari actori români, doamna Ileana Stana Ionescu și maestru Marius Bodochi. Spectacol care s-a filmat chiar în acest studio, am avut chiar emoții repășind aici, în acest spațiu, cu o echipă excepțională de profesioniști, filmările care au durat în jur de 10 zile, un spectacol în care doamna Ileana Stanionescu a făcut un personaj care aduce aminte de O ce zile frumoase a lui Samuel Beckett. E un fel de, cum să spun eu, replica americană a piesei de teatru Regina Mamă, scrisă, cum să spun, de Mario Santanelli. Ați lucrat cu foarte mulți actori mari. Nu o să-i spunem acum, nu o să-i enumerăm pe toți, dar au fost foarte mulți. Așa cum întrebam și mai devreme când vorbeam despre concerte, ce face un spectacol, din punctul dumneavoastră de vedere, să fie un spectacol bun, pe care oamenii să-l țină minte, care să poată fi revăzut cu aceeași plăcere și dorință după ani și ani? În primul rând, cred că este vorba despre capacitatea de a emoționa, de a stârni în spectator reacții viscerale. Adică, întotdeauna am spus că, indiferent dacă e vorba de dramă sau de comedie, trebuie, cum să spun, să stârnești în spectatori reacții extreme. Nu există cale de mijloc, ca să zic așa. E ori-ori. Ori-ori, da, da, da. Adică, înțeleg printr-o comedie un spectacol la care se râde copios, cum să spun, nu rușinos sau, cum să spun așa, sunt pe sumul stață. Nu mai contează ce în jur, râzi și te... Da. Și la o tragedie, evident, de fapt, cred că orice spectacol bun are și o parte comică și o parte de tragic, ca să zic așa. Adică mă gândesc că inclusiv în Hamlet, în momentul în care el spune restul e tăcere,
Fortin Brass face chef, dă petrecere, cum să spun. Așa. Adică regele a murit, trăiască regele. Deci, practic, la fel ca în viață, teatru cred că trebuie să fie o succesiune continuă de, cum să spun eu, de, la fel ca atunci când mergi pe un bulevard, în jurul tău se întâmplă mulțime de lucruri. Vorba cântecului românesc, așa e lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Așa. Adică, așa. Ei, și succesiunea asta, dacă reușește un spectacol de teatru să o surprindă și să o redea, să creeze similitudinile astea în profunzime cu viața, înseamnă că este vorba de un spectacol reușit. Haideți să ne întoarcem puțin în timp, foarte puțin, două săptămâni, un pic mai mult, pe 29 aprilie, la Teatrul Național din București. Avea loc premiera spectacolului Năpasta, spectacolul montat de dumneavoastră. Cum e Năpasta de data asta? Știți că acum se poartă așa și o să vorbim și despre asta mai departe, despre această dorință a regizorilor de a adapta, de a moderniza, de a schimba lucrurile cumva pentru vremurile noastre. Cum ați văzut de data asta Năpasta? Au fost câțiva factori hotărâtori care m-au determinat să fac acest text, la care mă gândesc de multă vreme și face parte dintr-un triptic pe care mi-l doresc. Am început cu Paracliserul lui Marin Sorescu, spectacol care se joacă și acum la Teatrul Dramaturgilor, avându-l pe Blionț Claudiu în rolul principal. După care, al doilea text la care m-am gândit, fiind într-o zonă de interes în momentul ăsta legat de texte românești mai puțin montate. Paracliserul fiind unul dintre ele, Năpasta nu este una dintre piesele cele mai montate ale lui Caragiale. Și factorii care m-au determinat au fost, în primul rând, am copilărit undeva între Maramureș și Țara Oașului, un spațiu în care am fost ancorat într-un fel de realism magic, ca să folosesc o expresie care îi plăcea lui Liviu Ciulei, dar și lui García Márquez. Deci am avut acolo un soi de Macondo, cum să spun, în spațiu respectiv, în care mi-aduc aminte că bunica mea povestea atunci când era fată mare, ca să zic așa, când așa. Era, mergeau la târg și s-au întâlnit cu diavolul, cum să spun, și mi-l și descria într-un mare fel, adică cu joben, cu înalt, cu pipă, cu, mă rog, deci, și mi-aduc aminte că am întrebat-o pe străbunică, de ce nu mai există, de ce, dacă tot îmi povestești lucrurile, ești atât de convins, pentru că mi-a spus, acum oamenii nu mai cred. Și de asta nici nu mai văd, nici nu se mai întâmplă, cum să spun. Explicația care am întâlnit-o mai târziu la Mircea Eliade, în istoria religiilor, ca să zic așa. Și al doilea factor, noi n-am avut, la fel ca în alte culturi, să zicem, adică avem foarte multe tragedii, din păcate, cum să spun, în realitatea imediată, dar ca specie literară, cum să spun, n-am avut o tragedie, cum există, de exemplu, în Grecia, n-avem o specie în sensul ăsta, sau Faust în Germania. Domnul Caragiale a reușit, incredibil, chiar dacă este renumit și știm cu toții pentru comediile sale, exact. Comediile domnului Caragiale, a reușit să creeze, cred eu, un text care are structură și esență de tragedie. Mi se spune că mai avem 2 minute din discuția noastră și n-aș vrea să nu facem o excursie în Grecia, că tot pomenați de Grecia, și să-mi spuneți și ce carte aveți acolo, pentru că sunt convins că și acea carte e importantă și merită. Avem așa un minut și un minut. Ok, ok. Deci, aș vrea să vă prezint o carte care, spre surpriza mea, a fost publicată de către doctorul în antropologie Nicoara Mihali. O carte despre spectacolele mele, în parte despre trilogia Nordului, spectacole care le-am făcut la Baia Mare și Satul Mare, dar nu numai despre. Deci a reușit să adune într-un volum, cum să spun, o mulțime de informații și o mulțime de materiale despre spectacolele mele, pentru că știm cu toții, teatrul are structura asta efemeră și atunci când se întâmplă așa ceva este foarte bine, pentru că rămâne ceva în timp, ca să zic, ca să folosesc o expresie. Hai să facem așa, haideți să închidem aici episodul românesc al lucrurilor
și părerea mea e că vă întoarceți în Jurnalul Cultural și vorbim pe îndelete despre cursurile dumneavoastră din Grecia, despre doctoratul pe care îl faceți acolo, despre acel turneu despre care noi am pomenit în deschidere și ne povestiți un pic mai mult cum stau lucrurile, pentru că acum se termină jurnalul. Cu mare drag revin. Mulțumesc foarte mult și succes în continuare și vă așteptăm. Mulțumesc. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Mâine seară sunteți așteptați la un nou jurnal de la aceeași oră, 21. Noi ne revedem luni seară. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!